Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou episod de Arma 3 Alt is Life. Suntem aici cu băjeții și în acest episod o să mergem să furăm droguri sau ce ne-ați spus voi? Da. Am impresia că se aude prea tare, frate. Nu, dă-i rătuit în sus de la earplugs on. Ce e? Apasă pe scroll. Așa e. Îți pune căști în urechi. Ok, și cum dau on-off? Apeși pe brotița la scroll. Aterizează, bă. Ok, cred că am pus căștile acum. Trebuie să-ți dai seama. Stai așa, plus, nu, enter. Nu mă văd dacă am căști, dar mă rog. Bun, cam ciudat intro, știu, pentru că nici eu nu mă așteptam să se întâmple sunetul ăsta așa urât. Ai ce tare se aude. Da, știu. Bun. Foarte mulți erați supărați la episodul de Watch Dogs că nu postez și Arma 3. Știți, la acel clip unde vă întrebam cu ce joc să fac serie, foarte mulți ați votat pentru Watch Dogs și e drept, s-au sus aproape 2000 de like-uri la clipul cu Watch Dogs. Iar la clipul cu Arma 3, mă rog, gameplay-ul, era undeva pe la 1500 și na, a câștigat Watch Dogs, sincer să fiu. Dar ca să-mi fac și oaia și capra, am zis că voi face ambele jocuri, da? Deci să nu vă mai... pentru că sunteți supărați acum. De Sims 4 și Garry's Mode nu mai vorbesc pentru că erau sub 1000 de like-uri. Deci clar nu băiați. Doom of King was killed. Bun, da, avem un băiat. Doom of Night, man, Doom of Night. Am citit King. Hai de capul meu. Marius, unde ești? Vrei să-ți iau? Am văzut capa, gata, King. Deci eu mi-am pus Stonehenge din Sofia, cred că de acolo poți cumperi un lucru. Ia să vedem. M. Eu zic să mă spawnez un atira. Wow, okay, ce mapă mare. Câta mapă avem aici? Ok. Ai, dar tare să ne aude să-mi bat picior. Știu, eu când m-am zis. Lion, deschide rotiță, învârte rotița acolo, o să apar în stânga sus un meniu. Du-te cu mouse-ul, nu cu mouse, adică du-te la earplugs acolo și pe aia apasă rotiță. Rotiță, nu space. Rotiți. Și eu când am auzit mă speria să ziceam, vai să vezi că iar începe nasol filmarea. Că am încercat să filmez o dată, mamă, și când am auzit ce sunet scoate, am oprit filmarea și am început-o din nou. Da, cam așa e un elicopter, ce crezi? Ai reușit la... În GTA nu e așa, fratele meu. Merge. Dar uite, îmi place foarte mult grafica. Pentru cei care se întreabă, că mereu primesc întrebarea la jocurile de genul video, astea sunt setările mele. Deci așa, cu astea joc GTA, ăsta, doamne, GTA Arma 3. Eu zic să oprești aici, știi, ca să știi și Link și toți. Da, acum ai las. Bă, Gizek, tu filmezi? Nu, n-am reușit să deschid asta. Bun, ești doar eu cu Link. A, uite că scrie FPS-ul meu în dreapta jos, acum văd. Da. Unde scrie? Da, și vezi și câți polițai sunt în aia, așa. Oricum, e un tip care cred că are 11 sau 12 ani și polițist și... Și te oprești dacă mergi pe mijlocul drumului și deja te arestează, dă tichete. Da, e un hadic, un copil de vreo 12 ani, știi, care vorbește în engleză, logic. Și zice, n-ai voie să fugi, mergi cu mașina sub atâția kilometri, poți să-ți văd licența. M-am enervat odată și l-am călcat cu mașina. De fapt, eu l-am călcat cu tracul. Da, cu camionul. Și pe urmă... Da, le zice și băieților care nu urmăresc serverul pe care jucăm, poate intre și ei sau... Ce-a genul? Cam greu de găsit. Da? Nu știu, era ceva gen UK/EU 750 cast. Da, îți dă 750.000 la început. Deci, da. Cred că e singurul server care îți dă atât. Ok, da, și pe live-ul oare avem cum juca și noi jocul ăsta? Da. Adică da. cu ei zic, cu băjeții. Da. Dacă vrei să faci un live stream, eu îți recomand să faci un live stream numai cu Arma 3, pentru că durează mult să faci chestii în Arma 3. Păi, dar pe un live stream de 6 ore n-avem timp? Ba da. De exemplu, mâine, mă rog, ei au văzut asta deja, deci nu mai e valabil. Ok, cum ies? Rotiță, cum neba? Rotiță și de get out. Rotiță, ok. Opa. Întâi vă duceți la unei... Noi ce trebuie să... Duceți-vă, Marius, conduci tu. Că se rătățează. Dar care e Marius? Eu, ăsta ne față... Doom of Night, adică eu. Dar nu, eu știu că ești Doom, dar nu-l văd aici. Nu, mă uit la cineva în față, dar nu știu. Am backpack. Ah, tu ești ăsta. Ok, hai. Deci vină după mine. Deci mă duc la market, nu? Pe shift sprintez. Da, eu sunt foarte noob, este prima dată când am intrat în acest joc, deci să nu aveți așteptări sau ceva genul. Nu, problemă, doar fiecare învață. Tu ai 4 ore în Arma 3, deci nu e...
uite, vezi, aici un ATM, dai de rotiță și dai, apeși pe rotiță ATM și scoți de acolo vreo 50.000, 40.000, cât vrei. Ok, îmi descrie, pe și cum dau cu mouse-ul, ok. Toate acțiunile le faci pe, pe rotiță, de 17. Și dau withdraw, da? Da, pe, da, ca să scoți. Scoți 40.000. Ok, s-a făcut zi afară, ești prost, n-a dat withdraw. Cum? Și acum e, apoi close și gata? Sau te aud pe transfer? Apoi și scat, adică close. Bă, ce se cumpăr de la market, bom? No, ok. Deci mai întâi duceți-vă la Bruce's Outback Outfit și luați-vă haine și backpack. Hai. După aia vă coaceți la market și vă luați mâncare. Dar n-avem și noi mașină, să mergem cu o mașină. A? N-avem și noi mașină, să nu mergem așa ca fraier pe jos. Da, e aproape, uite aici. Scoate, unde e garajul ca să ridic mașina? Bă, cine e cu locul ăsta drăpânat, fratele meu? Ei, asta e viața. Ce cumpărăm de aici? Apeși pe clothing store și ți-ai ia haine, alegi tu. Cum apăs? Trezi la garaj. Cum apăsi pe el? Cu click, cu ce? Tot așa, cu rotița. Păi mi-apare earplugs. One off, atât când dau cu rotița. Mai du-te mai aproape, gen cu ținta pe el sau ceva gen. Ok. Așa, și ți-ai haine. Ce haine vrei? Dar mie îmi plac astea, ce au? Păi, ți-ai, da, dacă îți plac, nu mai e, na. Hai că iată, dacă tot am intrat aici. Vezi acolo unde scrie clothing. Vezi unde scrie clothing, mai jos, lângă bai. Da, da, da. Apeși pe clothing și dai acolo backpack. Stai că dacă vorbiți doi, Skype nu permite să vă ziceam unde. Deci dau pe backpack. Clothing. Care din ele? Da, și dai backpack. Ok. Și alegi acolo, adică iei ultimul backpack de jos. Ultimul. Kapahah ăla? Bai. Ok. Gata, frate, m-am înarmat, ești prost, uite, iau ce am pe mine, e bine? Sunt gata, eu sunt pe front acum. E bine. Merg pe front. Acum du-i la market să-și iei mâncare și tu și first aid kit. Da, da, da. Caz. Dar nu de la market first aid kit. De la ăla vă las doar haine și backpack, dacă vrei și da, căciul și ochelari. Spune-mi o mică istoria jocului, că văd că gen e părăsit locul, a fost ceva bombardament, nu știu război. Eu știu de, m-am jucat foarte mult Arma 2, e legat mai mult despre... Ce au de la market? Război și astea. Ce au de la market? Mâncare, apă, mâncare și apă. Apple, pe unde e water, că nu văd water. Water bottle și tactical bacon, sau ce găsești, ce vrei tu. Ți-ai bani și ți-ai și tu acolo vreo 5, să apară. Stai că nu văd, small, cutter, pitch, full, nu văd water. Water bottle e prima. Da, e prima. Lol, nici nu vedeam. Ok, câte iau? E vreo 3-4 să-ți ajungă, știi? Da, 3-4 ți-ajung. 5 să fie. Deci mi-au 5, eu mereu mi-au 5 și okay. Tactical bacon 5. Cât? Tactical bacon, mai jos, tot 5. Ok, da, bun, close, gata. Deci water. Așa, acum mergem la General Store ca să-ți iei... să-și iei Envy Googles. Da, adică okay. Vezi noaptea. Bă, deci mi-au apă și mâncare și gata? Da, atât. Ok. Da. Bun, deci okay. Jocul ăsta apare așa, un pic post-apocaliptic, nu știu cum să vă zic eu. Nu știu, mă, Arma 2 și Arma 3 legat despre, nu știu cum să zic. Ce iau de aici, E GPS, First Aid Kit și Envy Googles. First Aid Kit și Envy Googles. Bye, gata. Ți-ai luat și GPS? Da. GPS. Ia și binoclu dacă vrei să ai acolo. Bă, cred că mi-am luat binoclu. Sau, nu știu, am dat ceva deasupra capului, e binoclul ăsta? La Envy Googles, gen, no, când apeși N, știi, vezi noaptea. Stai, da, să mai dau click. Păi și unde e binoclul? Ok, bye. Perimam, ok. Ok, și apăs N? Mergem la... What the fuck? Mai apas o dată N, știi, ca să dispară, zic că... Da, de ce e așa alb totul aici? Nu ia, mă, Envy Googles, deci dacă e noapte afară, nu poți să vezi în jocul ăsta, e întuneric total, nu ca pe GTA. Ok. Și ai nevoie de acea pereche ca să vezi noaptea. Mm-hmm. Deci chestia aia te faci ca să vezi noaptea, e un anumit filtru, nu știu cum dracu te faci. Și dacă, logic, dacă pui chestia aia... Mi-au mașină? Mi-au mașină? Nu, acum, păi nu, că nu ai licență. Okay. Hai cu mine okay. Ca să... Ok, și acum ce? La garaj sau... Ce facem acum? Dar n-ai nevoie să-ți cumperi mașina, mă, că mergi cu elicopterul. Ok, hai, mergi da, cu elicopterul. Da, bani să aibă licență, știi, nu se știe. Uite de aici. La DMV. Da. Okay, drive license. Doar drive license. Da, doar driver. Ok, you bought a drive, gata, mi-am luat-o, nu? Dacă scrie you... Știi când apeși Y, știi, vezi de acolo. You are not allowed to look into someone's backpack. Stai că nu. Apasă Y. Eu cred că am luat-o din greșeală, de-aia zic. Boating... Dacă nu mi apare deci aici, înseamnă că am luat-o, nu? Da, dacă okay. Nu ți apare driving license. Ok. Că n-am fost atent ce am făcut deci, de-aia. Deci acum unde ne întâlnim? La garaj. Ok, hai. Stai să vedem.
păi pe acolo. Vino la mine, mă, mă vezi. Te urmărim ca șobolani. Mamă, ce șmecheră e grafica asta, frate. Îmi place cum se vede. Da, adevărat, e de foarte bine. Stai, nu mai lăsa să te explic ce e arma. Așa. Arma. Nu știu cum să zic, simulări de război și chestii genul ăsta, înțelegi? Cam cum e în realitate, așa și în jocul ăsta. Adică trebuie să... Am înțeles. Să faci, nu, nu-i ca pe Battlefield sau pe CSGO, te duci tu ca prost, n-ai ce faci kill-uri. Nu, aici trebuie să asculti ordinele ca lumea. Mm-hmm. Adică ți se spun în față, omul, 100 de metri, sniper, 500 de metri, dialogul tare, știi? E exact ca în nu, ia-ți acolo, garajul, mă urc în ăsta? Eu? Da, urcați-vă la mine. Ia... Da. Eu, stați o secundă, stați aici, urcați-vă în elicopterul, mă duc până la... car shop. Cred că mi-am pus ăsta. Mă, un truck poți să cargen, știi, de la car shop. Nu știu. Mă, dar chiar se vede bine, uitați-vă ce bine se vede. Da, dați-vă earplugs. Păi nu știu cum le-am pus, dar nu știu dacă le-am dat să le pun. Stai când dau seama după cum se aude. Cred că e ok. Și da, vezi, okay, dacă apeși control M, parcă, da, control din dreapta și M, îți bagă GPS-ul. Da. Control M. Oh! Map. Stai așa. Control din dreapta, adică setezi și M. Din dreapta și M. Da, da. Aha. Vino aici la car shop. Ești maker de tot, nu știu, îmi place mult Arma 3. Sper să vă placă și vouă și dacă vreți cât mai multe episoade cu acest joc, apăsați și voi butonul de like, să zicem noi cât de multe like-uri putem strânge. Sper să strângem peste 1000 de like-uri. Acum discuția despre ceva, sper să nu apară comentarii că... A, nu mă inter... Nu mă bate subiectul că nu... Încercă să coboare aici pe stradă sau ceva. La mașină. Da, 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 uite. Uite acolo. Ce să vin eu acolo? Vină tu aici sub mine, man. Deja mâncai okay. Și bui din alea. Da, trebuie să bești și să mănânci doar când ai vreo 50, cam așa. Eu aveam... Păi, dar cum mănânc? Cum mănânc din ele? Apeși Y, știi, și vezi acolo, Current Items. Apeși pe water sau Technical Bacon și dai Use, de mai jos. Ok, așa. Ok, dar încă nu e cazul, am înțeles. Da, da. Da. Nu sub mine. Nu știu exact sub mine. Mai pe stânga ta. Trebuie să stai zic. Așa. A, așa, cred că e bine acum. Un pic mai în față. Gata, e perfect, stop. Hop. Bun, stați așa. Trebuie să mă dau eu de acum în dreapta. Da, să nu lovești. Nu, gata, e perfect, nu lovești. Acum merge. Să meargă. Da, stai că... Foarte multe detalii în jocul ăsta. Da. Un pic mai la... Nu, n-aș că dau distâlp. Stai așa, stai. Hai, dacă așa nu cred că dau. Dă-te mai așa, știi, și mă dau eu dacă e. Da, ai dat-i tu. Bă, zic, acum facem operațiunea X. Parcă vezi cum o dăm. Gata, gata? Da. Am încredere în Gizek, că el e pilotul în jocuri. Ca de obicei. Opa! Bă, zic, a luat-o. Biceacios! 5 maker, like pentru asta. Asta e mișto, să-mi fac. E 5 maker de tot. Ar trebui să-mi dau facecam un pic mai sus, dar asta e, voi da data. Ba nu, este fix la face n-ar veni. Adică nu pierdeți în GPS. Exact când vedeți voi pe YouTube la GPS, așa văd și un joc. Numai ca să fie centrat, ar fi trebuit să fie un pic mai sus, dar nu-i bani. Mergem la Heroin Field, nu? Da, dar vezi, mai bine nu mergeam la un gun shop sau ceva. Și da, nu avem nevoie. Sau, de fapt, da, cred că o să avem nevoie de arme. Ok, episodul ăsta... Faza e că nu știu în cât timp o să dea restart și trebuie să ne grăbim cu elicopterul, că serverul e gen abia deschis și dacă se dă restart la server... În ce constă restartul? Îți pierzi vehiculele. Se dă restart pentru vreo 3 secunde. Dar oricum știi, asta nu e nicio problemă, mă, ca elicopterul ajungem imediat asta. Las. Bă, Gizek. Da. Mai e chestia aia, că dacă e heroină, după aceea trebuie să te duci să o comprimezi sau mai știu ce se face. Da, e heroină, duci o procesezi și pe aia vins. Da. Gize, vezi că tu trebuie să-ți iei licență. Licență meu? Robert, știi, numai el avea. Aaa, atunci trebuie să mergem la Gun Store, unde? Zid nu la Gun Store, man. Ca păi să ce arme să-mi iau și eu, uite ce era Gun Store. Da, uite aici, mi apare pe GPS. Frână. Mamă, zici că mă catapultez. Și să nu încercați în arma 2 sau 3 să filmați dacă nu... Sunteți sigur pe voi că știți să pilotați, că e foarte greu să pilotezi, chiar și avion, e foarte greu. Hmm. În arma. E
mai complicat pe shift. Mai ales Link, dacă te primi, nu te eu de-abia pot să pilotez în GTA 5, ești prost. Oh, e clar. De fapt am mai învățat în ultimul timp. Deci prima dată eu când am încercat să pilotez un elicopter, m-am fix din copaci am intrat. E foarte greu. Eu știu să pilotez așa cât de cât un elicopter, dar nu știu un avion sau ceva. Am pilotat zilele astea un avion. Nu știu. Smei chiar tot. Episodul ăsta o să fie un pic mai lung așa, băieți, cam 30 de minute o să dureze, nu? Cam așa ceva. Ceva ce? Da. O confirmăm deja de un sfert de oră. A, o să mai dureze. Un sfert de oră. Un sfert de oră. A trecut repede, mi se pare. Da. Sper să vă uitați la tot episodul, băieți. Peste numărul 5. Te dau o leac mai încolo ca să scap de tine, ca să pot să te trezez. Da. Eu zic să-mi dai... Nu. Dai în casă? Da, în casă. Eu îi să-i dai drumul aici. Dă-i drumul. Gata. Mama, băieți, stați, găsim noi un loc. Stai, să vedem mai exact unde e canstorul. Dacă ai GPS, nu mai puteți. Fix aici. Mi-a și mi-arată că e fix în zona asta. Fix aici, e sub noi. Nu, în față. E un pic mai în dreapta, un pic, nu știu, în față și mai în dreapta. Uite acolo. Da. Acolo, gata, îl văd fix în față. Acum mă dau și eu mai așa ca să putea aterita. Da, uite. Te trezesc aici. Hai că e zona bună. Dar gen, nu poate să vină cineva să ne fure elicopterul sau cumva? Nu, că poți să-l încuie. Piu-ți-închezi. E destul de gândit jocul, sincer să fiu. Acum lăsăm roțile jos, girdeam. Vă duceți la... vedeți că trebuie să scoateți în jur de 100 de mii ca să vă luați și voi licențe de armă. 100 de mii? Păi noi am primit 75 de mii. Bine, 75 de mii știi o licență, dar ca să vă luați și arme. Păi noi așa am primit când am intrat pe server, prima dată. A, ieșiți. Dar unde e ATM-ul? Îl vezi pe hartă cu verde. M-am oprit și sunetul. Sau mică. Aha, mă duc acum. Unde sunt eu? E aici, în stânga, bine, în dreapta la voi. Da, văzui și unde e ATM-ul. Uitați-l aici. Eu mă duc să-mi iau o armă. Scroll de 100 de mii zici, ok. Cât scot? 100 de mii. Eu ce sunt scot? 350 de mii, că trebuie să-mi iau și licență de cocaină și de, sau de heroină. 100 de mii, gata, am scos. Dar trebuie să-ți dai licență ca să iei cocaină. Da, nu, ca să o procesez. Și va cât e? 300 de mii. Atunci scot și o altă, bar picior. Mă, las. Nu. Lasă. Că bani să trebuiască bani și dacă e să... Ce facem aici? Ce facem aici? Îți iei armă. Îți iei licență. Firearm. Cum n-ai bani eu? A. Cum ți-ai luat și licența de... Cred că am luat-o. You are not a lot... Ok, gata, am luat-o. Am dat click și pe o tiță. Gata. Eu mă las armă? A, ba nu, am luat Gun Store. Ok, de la Gun Store ce iau de aici, arme? Iei un AKPC2. Da, așa. AKP... Și glanțe, zi tu de care? .45 AKP, luați încărcătoare .45 AKP, 9 round, mag. Ok, aproape, da. Penultima. Am văzut. Dar zic câte. Luați vreo 5, cam așa, 6. 3, 4, 5, 6. You entry bin config? Da, bă, nu. Da, ți ok, gata. Și încărcătoare să luăm? Pe antepenultima, punct 45 AKP 9 rounds mag. 9, nu 6. Nu. Și dacă trag un glonț, adică... dacă trag un glonț ce se întâmplă? Vreau să văd cum se aude. Trage. Da, trage aer, nu. Cam câte să luăm? Da, cum trag? Click stânga. Nu merge și prost? Dar reîncarc, apasă R. Cam câte să luăm, bă? Trage noi. Mamă, ce sunet șmecher are. Ia vreo 5-6. Ia, auzi la mine cum se aude, mi-a dat alt pizdor. Câte se iau? 5-6 încărcătoare. Eu luai 38. Doamne, ai de capul meu. Bă, fiți atenți o leacă, uitați o leacă la mine cum se aude. Eu am alt pistol. Bă, dar nu trage. Nu trosei în tine, bă, trosei pe lângă. Ok, hai să mergem că deja ne lungim, băieți. Bun, așa, stați așa un pic, apăsați I. I sau Y? I. Așa. Și ia pistolul de acolo, ține păsat click pe el și bagă-l în backpack. Backpack? Unde e backpack-ul? Îl tragi, știi? Din... Da, îl tragi în backpack. Gata. Și după aia îți bagă binoclul în mână și dați de rotiță și hide. Hide binoclul. Ce, să dau de rotiță și? Hide binoclul. Gata, l-am ascuns. Dar n-am binoclul în mână, bă. Gata. Nu ți-ai luat. Hai. Ba, da, luai binoclul. Hai, băieți, unde mergem? Să luăm elicopterul. Elicopter și mergem la... Cred că acest episod să fie împărțit în două, nu sunt sigur, am să văd cum voi face.
Hai mă, să-l postăm pe tot așa lung. Nu, n-are rost, nu se uită oricum. N-are. E ca tine. Ok, stai să-mi pun căștile. Nu! Am, stai că am dat kick, lift, pardon. Gizze, că dai auto hover și te înalți ca să mă și ei. Da, mă. Ok, hai. Când ajungem la 25 de minute am vom opri acest episod și ne revedem următor, dar mai filmăm 5 minute. Da. Dar așa pentru voi, eh? Ne-am pregătit acum să mergem să luăm drogurile. Dar nu ridici pe el, mă? Dar stai, mă, că elicopterul se duce singur mai sus. Cred că... Mamă, cât de real este să-mi trag palme. Eu nu aveam căștile puse pe urechi. Eu nu știu dacă le-am pus, asta-i să văd. Nu dai seama ușor. Da, le-am pus, clar. Le-am puse. Let's go. Ai pus checkpoint pe... Da, da, da. Bun, hai. Ce șmecher e să mergi așa zi, mă simt ca un cargo plane. Păi chiar ești într-un... E cargo helicopter, da, în fine. În fine, nu mai contează. Ăsta e, elicopterul ăsta e un milion jumate. Mamă, și tu ai avut atâta? Am stat cu Robert și cu Gize că a jucat o grămadă, vă dați seama. Am deja 40 de ore. Are 40 și ceva de ore. Și pe Arma 2 nu știu, cred că am vreo 200. Mamă. Dar oricum mi se pare că ai zis că ai luat bani pe Arma 2 sau nu știu neva. Nu, nu, Robert și-a schimbat calculatorul. Deci aveam calculatorul mai prost. Și și-a schimbat calculatorul și după aia și-a instalat din nou Arma 2 pe calculatorul ăla. Și când a intrat în Arma 2 zicea că are bani. What the fuck? Local bani, dar nu știi de ce. Deci, oh, el are tâmpit și-a schimbat calculatorul și are bani. What the hell? Poate e chestia deja... aia, mă, ca la Steam, cu Steam Security. Nu, no, n-ai treabă. Mai avem deja un kilometru, dar de pe acum trebuie să punem frână, nu? Da, da, da. Uite cum face mașina. Da, nu care. Bă, dacă ai dat drumul de la mașină de aici, ce s-ar întâmpla? A, se alege praful. Eu zic să încerci. Nu, nu încerca. Asta e zona de cocaină, nu? Heroina e principie sau acolo. Heroina, heroina, cocaină, tot. Ok, băieți, aici ne oprim și noi cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like. Sunt și noi peste 1000 de like-uri pentru episodul următor. Alu de mine a fost Băjeții și vă salutăm. Ciao! Pa, bă.